Ce a ajuns să facă Irinel Columbeanu în azil? Fostul milionar a recunoscut asta la scurt timp, după ce a vorbit despre relația cu Oana Cojocaru. Irinel Columbeanu a ajuns să trăiască o viață la polul opus, față de cea pe care o avea în urmă cu ani buni. Atunci când se plimba cu mașini, care mai de care mai luxoase, era înconjurat numai de femei frumoase și trăia într-o vilă la care mulți doar visau. Acum, fostul milionar locuiește într-un azil, locație unde a stat și regretatul său tată, înainte de a-și da ultima suflare. Cu toate acestea însă, Irinel Columbeanu nu s-a demoralizat deloc, ba chiar încearcă să-și găsească tot felul de activități care să-i țină mintea ocupată, pentru a fi tot timpul activ. De exemplu, pe lângă ieșirile în oraș care sunt tot mai dese, așa cum se poate observa din postările fostului milionar, bărbatul mai are un ritual de la care nu se abate, respectiv știrile, cu care vrea să fie la curent în fiecare dimineață. În ultima perioadă am ajuns ca în fiecare dimineață să mă uit la știri, să fiu informat, așa îmi place mie. În rest, nu fac nimic deosebit, sunt bine așa cum sunt, a declarat Irinel Columbianu.